Vestea că peste 600 de persoane vor fi disponibilizate în masă a ajuns la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Telorman încă de la finele anului trecut, când firma de confecții englezească a transmis instituției o înștiințare. Invitat în cadrul emisiunii în centrul atenției difuzată de postul nostru de televiziune, directorul AJOFM Telorman a vorbit despre acest subiect. Încă de la sfârșitul anului trecut, ne-am confruntat cu o notificare de o concediere colectivă și nu a fost vorba de 100-200 de persoane, ci peste 600, mai concret 630 de persoane urmau a fi disponibilizate din județul nostru. Cea mai mare parte dintre acestea arondate agenției locale din Alexandria și o parte semnificativă, cel puțin 20% agenției punctului de lucru din Zimnicea. Fabrica este închisă și efectele se resimt mai mult acum pentru că începând cu 6 februarie a avut loc disponibilizarea efectivă a oamenilor. N-ar fi pentru prima dată când se discută despre acest angajator care își desfășura activitatea pe raza județului nostru. În spațiul public au apărut informații legate și de modul abuziv cum trata acesta angajatele, însă acum nu mai este cazul. Conducerea Agenției Județene pentru Șomaj încearcă să găsească soluții pentru aceștia. Toate persoanele au beneficiat de serviciile noastre de informare și consiliere, s-au înregistrat dosarele. 545 de persoane au fost identificați ca fiind indemnizabili, ar putea primi indemnizația de șomaj. 85 dintre acestea fie nu aveau stagiul, sunt câteva care nu aveau stagiul de cotizare de cel puțin 12 luni pentru a primi indemnizația de șomaj. Unele dintre ele aveau drept de pensie, deci clar nu mai puteau primi indemnizație de șomaj. Deci cert este că 545 de persoane vor primi indemnizația de șomaj din exact ziua în care au încetat activitatea, adică din data de 6 februarie. Mai mult decât atât, fiecare persoană înscrisă în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă ne-a completat și un chestionar, astfel încât eu sper ca jumătate dintre ei să poată fi înscriși și să beneficieze în mod gratuit de un curs de formare profesională. Când a aflat despre disponibilizările mari ce urmau să se întâmple, primarul Alexandriei a discutat atât cu administratorii români ai fabricii, cât și cu patronii, însă nu i-a convins să se răzgândească. Cu toate acestea, edilul șef are niște informații care ar putea să reducă puțin rata șomajului din municipiul reședință de județ. E o mare concurență pe piața confecțiilor, își relochează această utilajele. Fiind concurența foarte mare, relochează fabrica în Bangladesh, unde un salariat primește 50 de dolari pe lună. Nu cred că vor fi mult timp pe din afară, pentru că intenționează să, din ce am auzit, nu știu dacă mi-e permis să vorbesc, dar până la urmă nu e un secret de stat, intenționează să închirieze aceste locații, chiar la o firmă la care au și vândut o parte din afaceri, ca să se dezvolte acea companie. Adică există premiza într-un termen scurt, când vorbim de evenimente de astea scurt, poate să însemne și câteva luni sau un an. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu șomerii din județ și dacă altă firmă străină va veni la Alexandria.